Săptămâna aceasta la Duminica Filmului Românesc. De la ora 14:10, Sfârșitul nopții, un film în regia lui Mircea Veroiu, cu Mircea Diaconu și Gheorghe Visu. Iar de la ora 20:10, Ştefan Luchian, un film în regia lui Nicolae Mărgineanu, cu Ion Caramitru și Maria Ploaie. Duminica Filmului Românesc, doar la TVR2.